Salutare fraților, sunt George și bine v-am regăsit la primul enduro vlog de pe canal. Astăzi am ieșit cu crossul după ce l-am făcut cât de cât sara, deci să meargă ok. Am ieșit și astăzi îi dăm o primă tură cu el. Bine, am mai mers, dar nu la drum întins, am mers de puțin pe stradă și cam atât, nu prea i-am dat. Acum l-am făcut și abia așteptam, deci nu mai suportam să stau în casă, am zis că bă, trebuie să ies, că sincer chiar nu mai puteam să văd cum stă acolo și să nu îi dau o tură. Trebuie să mă uit să văd dacă este noroi. Dacă este, merg doar pe drum ușor. Este noroi și este destul de mult, dar... Hai, mergem până încolo, înapoi. Bă, da, lasă ceva în spate. Nu știu cum aud, fiindcă am și casca. Bă, nu vine să cred, am uitat să pun menucile. Dar lasă că ne oprim puțin mai încolo și telefon. Faza nașoală e că nu pot să fac prezentarea acum, fiindcă unul la mână nu are piciorul și nu are cum să stea în picioare. Trebuie să-l razăm de ceva, să stea rezumat. Bă, deci până mă învăț cutia o să fie destul de greu, fiindcă sunt la început și na, este, vă dați seama că nu este ușor. Este o diferență destul de mare față de la TV-ul. Se duce mult mai tare, 4 viteze în față. Eu zic că e ceva, dar o să discutăm mai multe detalii despre el în prezentare și într-un videoclip în care o să vă arăt cum se conduce. Da, hai să ne întorc. Este greu oricum. Nu foarte greu, fiindcă na, e tot un 125, tot cam aceleași treburi are pe el. Sper să mă aud că bate vântul, v-am zis, și am și casca de enduro pe el, pe cap. Doamne, pe el. Nici mai vorbesc, nu știu cât de entuziasmat sunt. Bă, cu cât de sus mi se pare că sunt pe el, bă, ești prost. Super tare, fraților. Mai mult la a doua n-o să merg, că încă nu sunt învățat cu el și pe asfalt am dat a treia, dar la relativ, că mai tare mi-a fost și frică, plus că nu sunt obișnuit, vă dați seama, curbele sunt altfel, se fac altfel curbele, totul e genial, fraților, deci mă bucur enorm că mi-a luat cross, cred că și voi, și o să facem și enduro de acum super tare, fraților. Bă, dar e uscat, frate. E uscat, mă. Hai că e destul de ok. Bă, că nu e noroi foarte mare. Bine, nu pot să zic că tot mai este ceva. Doamne, la ce rate uscate toba asta, mor. I-am pus tobă, fiindcă avea o tobă, dar era scurtă, era tăiată, nu mergea. Adică mergea bine, cross, n-avea nicio treabă, dar la cum vrea, vă speriați. Dă să bag a întâia. Să-l întorc aici frumos. Da, fraților, sunt foarte entuziasmat, după cum vedeți. Cred că mi-am dorit mult să-mi iau motocross și în sfârșit mi-am luat. Prima dată, fraților, am fost după un alt motocross, era de 80. Bă, frate, dar la cât de mare era motocrossul ăla, nu ajungeam jos și nici tatăl meu nu ajungea jos la picioarele. Plus că era distrus, era, avea un joc la radar de spate, plus că nici cutia nu funcționa cum trebuie. Multe erau și ambreiajul și tot, și era lipit cu silicon, carburatorul pierdea și la benzină și ulei avea pierderi de ulei. Să-i băga materia? Bă, nu știu, mi-e frică. Hai să-i dau șapte. Bă, gândiți-vă că asta e tria și mai este și a patra. După asta și uitați cum merge, bă. Bă, e genial, fraților. Vă recomand, nu zic și ATV, vă recomand, fiindcă și ATV-ul este fain, deci n-am zis, și ATV-ul a mers genial. Bă, ce rupe aderența, bă. Wow. Mi-am pus kilometraj, pe cum vedeți, dar trebuie să-i bag baterii, că câteodată merge, câteodată nu face figuri, fiindcă nu are baterii.
Bă, dar ce frumos e, mă. E frumos, mă, rău. Mi-a luat și mănuși și cască de enduro, put-o cu ochelari. Adică ochelarii am luat separat, că această cască nu am luat-o nouă, dar arată genial, poate o să fac și un review la cască. Să o vedeți. Bă, deja încep să mă obișnuiesc cu ambreiajul. Ce suspensii mă are. Bă, deci e tare, bă, e tare, rău. Drage, genial. Bă, fraților, deci o să urmeze o prezentare la cross. Plus o pornire la rece, să vedeți cum pornește. Oricum o ia destul de bine. În cel mai rău caz, sub 0 grade la 4-5 pedala o ia. Și dacă sunt peste 0 grade, la a doua pedală o ia. Cam așa depinde. Ați văzut și acum l-am pornit și la a doua pedală am pornit imediat. Și tinere la antiu, când îl pornești, nu trebuie acela, nu nimic, e bun, e bun. Bă, trage. Ce vorbim aici? Nu mai satur de plimbat pe el. Dar oricum, ați văzut, cam ăsta e cross-ul. Sper că a filmat, sper că totul e ok. Să pot pune pe YouTube. Da, ar veni și pe rău. Bă, deci bate un vânt. Sper că m-am auzit că vântul bate foarte tare și motorul urâie, fiindcă e cross și se vede cum trage, merge genial. O să urmeze prezentare și alte videouri cu el. Sper că să pot filma și să fie cald, să se usuce ca lumea, să putem merge și noi. Poate mergem și pe asfalt puțin, să vă arăt cum tragem. Și da, acesta a fost enduro vlogul de astăzi. Nu uitați să vă abonați la canal, să apăsați și butonul de like, după cum vedeți a apărut și cross-ul aici. Și nu uitați, apăsați și clopoțelul pentru a primi notificări când postez. Da, acesta a fost episodul. Salutare!